Bun găsit la 1 la 1, astăzi cu domnul Attila Fejer, președinte al Local American Working Group, cu care discutăm despre lansarea cartei albe a inovației în sănătate și despre platforma Resurse în Sănătate, Resurse pentru Sănătate. De trebuie să spun de la început, să declar un conflict de interese, că așa se face. Sunt membru al acestei platforme, am fost implicat în discuțiile despre cartea albă a inovației. Așadar, ca să știm din start cum ne plasăm, pe ce poziții ne plasăm, deci sunt o parte real interesată de acest subiect. Mulțumesc mult că sunteți pe raportul de card astăzi. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și, de fapt, conflictul de interese este unul sănătos, pentru că ați fost parte la acest proiect în calitate de expert independent și ați avut un aport foarte important la realizarea acestei carte albe în sănătate. Haideți să ne întoarcem puțin în timp. Cred că în urmă cu aproximativ 2 ani îmi amintesc un eveniment în Senatul României, lansarea unui raport The Economist. Așa a început proiectul, undeva în mai 2018. Practic, LOG a comisionat un studiu către The Economist Intelligence Unit și ei au realizat un raport despre diferitele modele de finanțare din Europa. Au studiat sistemul de sănătate din România și au încercat să facă în raportul respectiv câteva recomandări pentru România, pornind și de la exemplele din celelalte țări, cum poate fi abordată problema finanțării sănătății în România într-un mod mai eficient decât astăzi. A fost punctul de început, după care a urmat constituirea acestui grup de experți. A urmat constituirea acestui grup de experți. Practic a fost creată platforma pentru dialog, în care i-am avut de la început ca și parteneri cele două comisii de sănătate din Senatul României și din Camera Deputaților. De asemenea, administrația prezidențială a fost alături de noi de la începutul proiectului. S-a format această platformă împreună cu experți din sistemul de sănătate și din sistemul de finanțare, împreună cu experți independenți din mediul academic, împreună cu reprezentanții asociațiilor de pacienți, inclusiv împreună cu alte părți interesate în finanțarea sistemului de sănătate din România, cum ar fi, de exemplu, asiguratorii privați. Am participat la 3 din cele 4 întâlniri de lucru ale grupului și, într-adevăr, a existat, pot să confirm, că a existat o mare diversitate de opinii, toate în jurul ideii că trebuie totuși să ne mișcăm în această direcție de a găsi resurse pentru sănătate. Vom vorbi imediat despre ce tip de resurse. Sigur că ne gândim la bani, dar cred că putem să identificăm și alte tipuri de resurse ca un element esențial pentru a asigura accesul la inovație. Haideți să vorbim puțin despre Carta Albă a Inovației. Este un document consistent, care se încheie cu un număr important de recomandări, dar foarte important este că avem și deadline-uri și avem și instituții care au fost, să spunem, identificate ca având principalul rol. Așa este. Carta Albă, practic, este rezultatul punctului de pornire studiul The Economist. Toate opiniile pe care le-am colectat de-a lungul grupurilor de lucru pe care le-ați menționat pe diferite topice stabilite ca fiind prioritare pentru a fi discutate în România, toate acestea au fost puse la un loc de un expert independent și practic am structurat în 3 capitole mari recomandările din Carta Albă: inovația în sănătate, plata pe valoare în sănătate și diferitele metode de finanțare în sănătate. Haideți să le luăm pe rând. Inovația în sănătate. A fost o discuție, cred, nu lipsită de temei, și anume cum definim inovația în sănătate, ce înțelegem prin inovația în sănătate. Da, a fost o discuție foarte interesantă și, de fapt, este și principala recomandare din Carta Albă. V-ați menționat că avem mai multe acțiuni care derivă din Carta Albă, cu timeline-uri foarte clare, cu instituții responsabile. Capitolul aferent inovației în sănătate a fost identificat
ca probabil cel mai important și cel mai urgent de implementat. Tocmai de aceea este prima măsură la care vom lucra și am încercat să o restrângem la un fond de inovație pentru medicamente. Tocmai pentru că s-a identificat în sistemul de sănătate din România, comparativ cu alte sisteme, că avem o etapă care nu este acoperită în România. Pe de o parte, înainte de aprobarea europeană a medicamentelor, există acea directivă europeană care reglementează compassionate use, adică medicamente pentru boli de ultimă, soluții de ultima instanță, pentru care și România a adoptat o legislație. Deci în acest moment, acele medicamente care nu sunt încă aprobate de EMA, dar se adresează unor boli terminale, pot fi folosite în ultima instanță. Bineînțeles, acoperirea acestor costuri în legislația locală încarcă exclusiv producătorul acelui medicament. După care, după aprobarea europeană, noi avem sistemul național de rambursare. Dar din momentul aprobării până la rambursarea națională poate să treacă o perioadă mai scurtă sau mai lungă și când este mai scurtă vorbim de cel puțin un an de zile de la aprobarea EMA, câteodată se poate ajunge la 3-4 ani până când un medicament este rambursat. Și acest fond de inovație pentru medicamente practic încearcă să acopere această etapă care lipsește de la aprobarea europeană până la rambursarea națională. Un fond de inovație pentru medicamente care trebuie gândit sub forma unui parteneriat public-privat, însemnând că va fi finanțat din resurse guvernamentale, dar în același timp, dacă stabilim niște mecanisme de acces facilitat, și producătorul poate să contribuie cu o parte din costul acelor tratamente. Și recomandarea experților a fost ca acest fond de inovație pentru medicamente să fie manageuit, aprobările în cadrul acestui fond să fie date de către un organism independent nou creat. Ca să avem o concluzie în momentul acesta și să le explicăm pacienților care poate ne urmăresc, dar și medicilor, în acest moment în sistemul de sănătate din România, medicamentele sunt compensate, decizia de compensare vine în general la 3-4 ani în medie, de la momentul aprobării europene, dar cum spuneați, și acest interval, dar și înainte, poate fi acoperit prin genul acesta de mecanisme. Cu alte cuvinte, fondul, odată creat și toate mecanismele bine definite, ar putea să asigure un acces al pacienților de foarte timpuriu. De foarte timpuriu și pe o perioadă limitată până la rambursarea națională. Până la rambursare. Și aș mai vrea, ca să rămânem puțin aici până la trece la discuția despre valoare, mai e un element, partea de studii clinice, care vine și mai înainte de toate aceste mecanisme și știu că și pe acest subiect sunt și recomandări și au fost discuții. Da, avem recomandări și în acest sens, dar bineînțeles, înainte de aprobarea europeană și înainte de faza de preautorizare, practic este faza de cercetare clinică, unde iarăși este oportunitate extraordinară pentru pacienți să fie parte în aceste studii clinice. Nimeni nu este cobai, ca să renunțăm și la acest mit care mai circulă între noi. În momentul de față, sunt foarte puține studiile care se mai fac cu un braț placebo, adică de cele mai multe ori pacientul este tratat ori cu cel mai bun standard care există în acel moment, ori cu cel mai bun standard plus medicamentul care este în cercetare în momentul respectiv. Și ar fi oportunitate foarte bună și pentru pacienții din România să beneficieze într-un număr mai mare de aceste studii. Noi avem în derulare studii clinice în România, dar față de potențialul pe care îl are România, suntem mult în urmă și aici vorbim în primul rând de capacitatea instituțiilor de a aproba studii noi pentru România. Și într-adevăr și în paralel cumva avem și așteptăm transpunerea în realitate a noi organigrame, a noi structuri, să spunem, pentru Agenția Națională a Medicamentului. Teoretic ar trebui să creeze premisele, nu? Pentru un acces îmbunătățit la studii clinice. Teoretic, da. Așteptăm și noi cu interes să vedem noua organigramă, noul model de finanțare pentru ANM și sperăm foarte mult că zona de studii clinice va fi o prioritate în momentul în care se va regândi noua structură pentru ANM,
Cum de altfel, dacă tot vorbim de accesul la inovație, sperăm foarte mult că și zona de evaluare a tehnologiilor medicale va beneficia de resurse suplimentare. Am vorbit despre importanța definirii termenului de inovație, extrem de important. Și tot așa în timpul discuțiilor și pentru discuția noastră de astăzi, cred că e important să definim al doilea punct pe care l-ați menționat, și anume ideea de valoare. Ce înseamnă valoare, de fapt, în relație cu inovație, cu un medicament, cu un test diagnostic și de ce atât de important să evaluăm sau să punem în discuție valoarea din perspectiva sistemului de sănătate? Da, practic vorbim până la urmă de eficiența sistemului. Dacă rambursarea este bazată pe valoare, pe rezultate, atunci vorbim de rezultate mult mai bune în sistem și eficiența crescută a cheltuirii banilor. Sistemul actual de HTA este un sistem follower, în sensul că se uită la evaluările făcute în alte țări, dar în momentul în care ajunge la decizia de a compensa sau a nu compensa, practic cere ca acel medicament inovativ de ultimă generație care intră în piață să fie cel mult egal ca și cost cu standardele deja existente în piață și rambursate. Ceea ce pe de o parte este quasi imposibil, pe de altă parte nu spune nimic despre inovația suplimentară pe care o aduce un medicament. Tocmai de aceea credem că și sistemul de evaluare trebuie să se miște într-o direcție în care analizează ce inovație aduce în plus, ce valoare adăugată aduce medicamentul respectiv, iar pentru acest lucru trebuie regândit întregul sistem HTA. Avem nevoie de date ca să putem să facem aceste comparații. Este una dintre problemele pe care le avem dacă dorim să ne mișcăm într-o direcție, de exemplu, de analize de cost-eficacitate. Din păcate lipsesc foarte mult datele locale, costurile locale, ca să putem să facem într-adevăr niște comparații mere cu mere și, dacă se poate, mere vers cu mere tot vers, da? Pentru că altfel nu sunt relevante aceste comparații. Iar pentru asta, una dintre inițiativele despre care iarăși se vorbește foarte mult și de mult timp sunt registrele de pacienți. Fără realizarea acestor registre va fi foarte greu să avem date locale credibile pe care să ne putem baza în aceste decizii de rambursare bazate pe rezultat și pe valoare. Și de altfel, datele și registrele au valoare și din perspectiva primului punct, unde ați vorbit despre compassionate use. Este foarte important ca datele pacienților tratați, să spunem, timpuriu, cu terapiile respective, să fie colectate, analizate și nu numai analize, să se ajungă și la o decizie de rambursare în sistemul de sănătate, poate mai rapidă, nu? Absolut. Franța este un exemplu în acest sens, unde practic aprobarea în compassionate use sau în early access poate fi continuat prin sistemul național de rambursare, utilizând exact datele colectate pe perioada de acces timpuriu la aceste tratamente. Deci da, este foarte valid dacă odată avem niște dovezi din viața clinică reală cum funcționează aceste medicamente, toate acele date pe urmă pot fi utilizate pentru a lua decizia de rambursare. Am vorbit despre inovație, despre valoare, trebuie să vorbim despre finanțare. Cumva ați atins subiectul la punctul 1 legat de fondul pentru inovație, dar ce alte puncte ar mai fi importante din perspectiva finanțării? Da. Noi am încercat să abordăm subiectul din patru direcții, considerând cei patru piloni pentru finanțare. Și în primul rând ne-am uitat la sistemul public actual pe care îl avem, asigurările de sănătate obligatorii. Și aici marea problemă este numărul de contributori la sistem. Dincolo de nivelul de contribuții la sănătate, care pentru unii li se pare prea mare procentul, pentru alții prea mic, vorbim de ce număr de persoane beneficiază de servicii medicale și ce număr de persoane contribuie la fondul acela unic de sănătate, și raportul este de 1-3. Cam o treime din cei care beneficiază de servicii de sănătate plătesc contribuții. Sunt multe categorii exceptate de la plata acestor contribuții și este dificil să dezbatem cât de justificate sunt aceste excepții, dar cred că în perioada următoare, probabil că nu în următoarele 12 luni, când
nu cred că vom vedea foarte multe decizii nepopulare, dar poate după aceea va fi momentul cel mai bun, mai ales că vom avea o liniște electorală de 4 ani de zile. Să ne uităm încă o dată foarte atent la aceste categorii. Sunt, bineînțeles, categorii foarte expuse, unde dacă nu acoperă cineva aceste contribuții, situația acelor persoane chiar poate să devină foarte dificilă. Dar sunt și alte categorii exceptate și nu am nimic cu pensionarii, dar, de exemplu, cred că și în cazul pensionarilor ar trebui să avem această discuție într-un mod diferențiat. Sunt pensii la care ar însemna o povară foarte mare, contribuția la fondul de sănătate și iarăși sunt nivele de pensii unde probabil pensionarul și-ar permite să plătească aceste contribuții. Deci e nevoie de o analiză temeinică acestor exceptări. Asta ar fi partea de asigurări obligatorii de sănătate. Pe urmă vorbim de finanțările de la bugetul de stat. Și aici, în primul rând, mă refer, dacă sunt atâtea categorii exceptate, cineva trebuie să pună bugetele respective în locul lor și aici este rolul statului. Dacă protejează anumite categorii sociale, trebuie să contribuie cu bugetul lipsă la acest fond național. Și aici intrăm și în zona de cât dedică România raportat la PIB pentru sănătate. În momentul de față suntem undeva la 5%. În jur de 5%. Media europeană, conform ultimului raport OECD, este undeva la 9%. Deci suntem la o distanță destul de mare și vorbim de un PIB mult mai mic decât în alte țări. Deci e o distanță lungă de parcurs până la acea medie europeană, care este în creștere. Media europeană nu este un punct static, este în continuare mișcare. Și bineînțeles, când vorbim de finanțări din zona guvernamentală, trebuie să ne uităm și la posibilitățile de fonduri nerambursabile, în primul rând din Uniunea Europeană, pentru că sunt mai multe mecanisme, diferite inițiative. Ca să amintesc aici proiectele Horizon Europe 2021-2027 sau Innovative Medicines Initiative, proiecte care sunt foarte interesante din acest punct de vedere și pentru asta trebuie să ne dezvoltăm practic capacitatea locală de a crea proiecte care pot face parte din astfel de inițiative europene. Pe urmă vorbim de al treilea pilon pentru finanțare, care aproape că lipsește complet în România. Este zona privată, asigurările voluntare de sănătate, care și asta s-a discutat și la lansarea Cartei Albe. Probabil că nu pot atinge un nivel ca să preia o parte importantă din finanțarea sistemului, dar pot veni complementar față de ce există deja. Pentru acest lucru probabil că o să trebuiască să revizităm și pachetele de bază care pot fi asigurate pentru toată lumea în asigurările obligatorii de sănătate și ce ar trebui totuși să cadă în sarcina unor asigurări complementare, suplimentare din zona privată. Există toate deschiderea în acest sens și din partea asiguratorilor privați care au fost parte din proiect și au participat. Deci cred că iarăși este o direcție de investigat și creată o legislație favorabilă pentru a putea accesa și aceste surse de finanțare. Și al patrulea pilon, destul de nepopular, coplățile directe din partea pacienților. Avem și astăzi, pentru că sigur, nu toate medicamentele sunt gratuite, unele sunt compensate parțial și există o coplată din partea pacienților, de asemenea și pentru servicii medicale. Probabil că și aici trebuie regândit sistemul și lărgită paleta în ceea ce înseamnă aceste coplăți. În primul rând, din punctul meu de vedere, pentru reducerea risipei care există în sistem. Și aici mă pot gândi la banala taxă pe rețetă care există în foarte multe țări europene și care practic are ca și rezultat direct faptul că pacienții nu stochează medicamente acasă. Chiar dacă are o taxă simbolică pe rețetă, dacă are medicamente pentru 3 luni și a primit încă o rețetă gratuită de la medicul de familie, nu se va mai duce la farmacie pentru a ridica acele medicamente pentru că știe că are stoc suficient acasă. Și
între timp tratamentul lui se poate schimba și nu o să mai aibă nevoie niciodată de acele medicamente. Deci sunt câteva lucruri de bun simț minore pe care dacă le ajustăm și în zona aceasta pot contribui la o eficientizare a sistemului. Carta Alba Inovației este un document consistent și foarte bine argumentat și ați punctat de la inovație, trecând prin valoare și ajungând la finanțare, punctele esențiale. E un document pe care cred că cei care ne privesc ar spune e un document bun, garantăm noi doi măcar pentru el, dar garantat așa e. Ce ar trebui să se întâmple ca să fie pusă în practică? Sigur că a fost o discuție că sunt recomandări pe termen scurt, altele pe termen lung. Ce ar trebui să se întâmple? Care ar fi factorii pentru a vedea un succes, să spunem? Da. Practic urmează partea cea mai importantă din proiect. Nu a fost ușor drumul până aici și e multă investiție de timp și energie în spate din partea tuturor celor care au participat la proiect. Dar cel mai important lucru este ce se întâmplă de acum încolo. Și tocmai de aceea, în momentul de față, suntem în faza în care să construim și să implementăm acel plan de acțiune. Ce măsuri trebuie luate într-un mod foarte concret pentru a implementa unele din recomandările din Cartea Albă. Noi am prioritizat fondul de inovație pentru medicamente, iar în acest sens deja am cerut consultanță juridică pentru a începe dezvoltarea unei inițiative în zona legislativă pentru crearea acestui fond, care de altfel există în foarte multe țări sub diferite forme, în țările cu, să zicem, cu sisteme de sănătate mai dezvoltate, Marea Britanie, Franța, Italia, există de foarte mult timp, dar și țările din regiunea noastră, Ungaria, Cehia, au deja un sistem asemănător, care practic înseamnă rambursare individuală decisă pe fiecare pacient. Asta încercăm în perioada imediat următoare, să venim cu niște propuneri de modificări legislative care ar permite crearea unui fond de inovație pentru medicamente în România și în paralel vom stabili tot așa în funcție de calendarul propus în Cartea Albă, care ar fi prioritatea numărul 2, prioritatea numărul 3, să începem să le dezvoltăm și să le punem în practică în perioada următoare. Aici este cheia succesului pentru acest proiect. Ce se întâmplă de acum încolo? Cum credeți că vă veți descurca ca organizație? Întrebarea asta e și pentru noi. În următoarele 12 luni, în care avem 3 rânduri de alegeri, pe care noi și eu personal le văd ca fiind 3 rânduri de oportunități, de fapt. Cum vă gândiți să abordați din această perspectivă perioadelor electorale mesajele din Carta Albă? Absolut de acord cu dumneavoastră. Este o perioadă de oportunitate foarte mare pentru noi toți și intenția noastră este să întâlnim departamentele de sănătate, experții în sănătate din cadrul tuturor partidelor politice, să le prezentăm recomandările din Carta Albă și ne dorim foarte mult ca unele din aceste recomandări pe urmă să se regăsească și în programele de guvernare pe care le propun partidele politice. Știm că este o perioadă în care este relativ ușor să obții promisiuni. Contează foarte mult ce se întâmplă ulterior cu aceste promisiuni, dar credem că aceste propuneri sunt în favoarea fiecărei părți și tocmai de aceea suntem optimiști că aceste propuneri pot fi luate în serios și pot fi implementate și în momentul în care nu mai vorbim de fază de promisiune, ci trebuie să trecem la acțiune. Atâta timp cât au de câștigat pacienții, cu siguranță că și autoritățile au de câștigat, pentru că banii investiți în sănătatea pacienților practic înseamnă cetățeni mai sănătoși, cetățeni care în loc să beneficieze de ajutoare sociale sau plata concediilor medicale devin persoane active și în felul acesta plătesc taxe și contribuie la creșterea economică a țării. Deci credem că interesul trebuie să fie de ambele părți și suntem foarte optimiști și încrezători că multe din aceste recomandări vor fi luate în serios și implementate în viitor. Aș mai vrea un punct de vedere al dumneavoastră. Atunci când vorbim despre inovații, sigur că fiecare are propria reprezentare. În zona de cardiologie, de exemplu, există o anumită reprezentare asupra ceea ce înseamnă inovație. Are un tratament inovator, nu știu, poate să coste 2-3 mii de euro pe lună, dau un exemplu.
În oncologie poate să coste 20.000 de euro pe lună sau 200.000 sau 300.000 de euro administrarea o singură dată, cum este cazul terapiilor celulare, de exemplu. Și aici aș vrea un comentariu al dumneavoastră referitoare la aceste tehnologii și inovații cu care n-am fost obișnuiți, cum ar fi terapiile celulare, terapiile genice, medicina genomică și tot ce înseamnă testarea foarte precisă în oncologie, de exemplu, și mai sunt și noile generații de biofarmaceutice, de proteine și așa mai departe, care vin și cu provocare de infrastructură, vin cu o provocare și din punct de vedere al sistemului de acces, de HTA și de contractare, cost volum, cost rezultat, vin și cu un alt palier de preț, după cum am spus mai devreme. Ce facem cu sistemul de sănătate, de fapt, întrebarea? Da, sincer nu știu dacă există vreun sistem de sănătate din lume care este pregătit pentru aceste provocări. Costurile sunt foarte mari pentru aceste terapii, dar în același timp, dacă am vorbit mai devreme de valoarea adăugată, aceste terapii chiar schimbă paradigmele de tratament și în multe cazuri vorbim de vindecarea unor boli care în trecut erau letale. Deci costurile probabil că sunt foarte mari, dar în același timp oarecum sunt în raport cu inovația pe care o aduc aceste tratamente. Nu avem altă variantă decât să încercăm să ajustăm sistemele în așa fel ca să putem să ne gândim și la accesul la astfel de tratamente. Eu sunt convins, indiferent cât de mult costă aceste programe de cercetare, că toți producătorii au flexibilitatea ca să ajusteze prețul la care pun la dispoziția guvernelor în funcție de potențialul economic, de capacitatea de plată a unui sistem de sănătate dintr-o țară. Și dacă ne aplecăm un pic asupra acestor mecanisme de acces facilitat, de negocieri directe cu producătorul, lăsăm flexibilitate mai mare pentru producători, eu am toată convingerea că se vor găsi modele în care împreună cu flexibilitatea producătorului și sistemele de sănătate să poată să absorbă și să preia aceste costuri. Cred că un lucru câștigat în urma acestui demers e tocmai dialogul continuu, că n-a fost doar o întâlnire de două ore, a fost un dialog continuu pe câteva luni între realmente toți stakeholderii importanți. Iar asta cred că a contribuit și la creșterea încrederii. Iar da, trebuie să spunem că industria farmaceutică deja contribuie, dacă ne gândim la taxa clawback sau la discounturile pe care le oferă în cadrul contractelor cost-volum, deja își arată disponibilitatea cu cifre, să spunem, de a contribui la sistemul de sănătate. Cum, o ultimă întrebare și un răspuns scurt, cel mai bun scenariu pentru următorii 5 ani, pornind de la Carta Albă Inovației și de la Resurse pentru Sănătate. Cât la sută din recomandări, în cel mai bun scenariu, nu accept răspunsul de 100%, cel mai bun scenariu? Nu vreau să intru în aproximări de procente, dar ce cred că este foarte important este ca, în primul rând, statul să recunoască nevoia pe care o are pentru tratamentul pacienților în acest moment. Și ați menționat mai devreme taxa clawback, dar industria contribuie într-un mod semnificativ. Practic, dacă nivelul taxei clawback astăzi este la 25%, înseamnă că fiecare al patrulea pacient din această țară este tratat de industrie. La fel în cazul contractelor cost-volum, câteodată discounturile atingă niveluri uriașe. Deci cred că cel mai important lucru, în primul rând, din punctul de vedere al autorităților, este să accepte nevoia de finanțare pe care o are sistemul de sănătate din România. Și apropo de lucrul acesta, cred că totuși, chiar dacă am văzut multiple exemple de management defectuos al fondurilor sau fraude, cred că totuși zona de medicamente a fost exact cea care nu a dat foarte multe exemple de această natură. Deci putem să spunem că în zona de sănătate cheltuielile cu medicamente sunt bine controlate de către autoritate în acest moment. Și după ce a acceptat autoritatea care este nivelul de finanțare necesar pentru a acoperi nevoile pacienților din România, după aceea să reușim să determinăm o schimbare de mindset și anume să recompensăm inovația și valoarea
și să fim dispuși să investim în noile terapii inovative. Ce procent va însemna asta din cele 27 de recomandări pe care noi le avem în cartea albă? Este mai puțin important. Importantă este direcția în care dorim să evoluăm în următorii ani. Domnul Attila Feher, președinte al Local American Working Group, astăzi la emisiunea 1 la 1 cu pe raportul de gardă.ro. Mulțumesc foarte mult. Aștept să le discutăm și în continuare despre modalitatea în care recomandările vor fi implementate, așa încât să venim constant în fața oamenilor și să bifăm împreună din cele 27 de recomandări, pe măsură ce ele se implementează și toate acestea să se transforme în beneficii pentru pacienți. Mulțumesc mult! Și eu vă mulțumesc pentru invitație și cu cea mai mare plăcere suntem aici ca să discutăm despre continuare. Mulțumim și rămâneți pe raportul de data viitoare.